düşün Türkiye'nin yoluna. Düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır Kıratımı suladım. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey 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 hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey hey hey. Çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm hey 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 hey. Telespectatori și prieteni ai emisiunii noastre.
Pentru noi, comunitatea turcă din România și pentru toți turcii care își au mediul de afaceri în România, este o zi mare, pentru că Turcia anul acesta împlinește 98 de ani de când a fost proclamată Republică. Iar primul președinte al acestei republici a fost numit Mustafa Kemal Atatürk. Denumirea oficială a Turciei, după cum știți, este Republica Turcia, Türkiye Cumhuriyeti. Cu capitala la Ankara, Turcia are ca principale orașe Istanbulul, Izmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Eskişehir și Mersin. Suprafața ei, 783.562 de kilometri pătrați. Diviziunile teritoriale ale Turciei sunt organizate în 81 de provincii, care la rândul lor sunt împărțite administrativ în 957 de districte. Populația la ora actuală este estimativ de peste 83 de milioane, la care se adaugă, bineînțeles, și cei care au emigrat într-un număr aproximativ, la care se adaugă un număr aproximativ de 4 milioane de emigranți. Limba oficială a Turciei este limba turcă. Ziua națională, așa cum am specificat la început, este 29 octombrie, ziua când a fost proclamată Republica, iar ca religie este religia musulmană. În 1900, după ce Mustafa Kemal Atatürk a fost numit președintele țării, a trecut la un amplu program de reforme vizând modernizarea vieții sociale, economice și politice. În 1934, Parlamentul, deci până în 1934, numele lui era Mustafa Kemal, la care se adauga și termenul de Gazi, Gazi Mustafa Kemal Pasha. În 1934, prin Parlamentul Turciei, a fost adoptat și supranumele de Atatürk, Părintele Turciei, pentru rolul său esențial în construcția noului stat modern turc, aplicând un set de reforme al căror scop a fost modernizarea vieții sociale, economice, politice și culturale. Trebuie să vă spun că sloganul Pace în țară, pace în lume, dat de Mustafa Kemal Atatürk, este aplicat ca un motou în întreaga lume. Proclamarea Republicii, prin crearea, reafirmarea de către cele două țări, România și Turcia, prin crearea Antantei Înțelegerii Balcanice din 9 februarie 1934, regionale și continentale au oferit cadrul necesar pentru amplificarea semnificativă a relațiilor bilaterale, concretizate și prin ridicarea în 1939 la nivel de reprezentare la rang de ambasade. Din arhivele Ministerului de Externe și din cele ale Turciei, noi am încercat să extragem câteva
documente pe care o să le înșiruim și o să le vedeți și dumneavoastră, care scot în evidență momentul de înțelegere, de semnare a acestei înțelegeri în 1934. Și scrisorile trimise de acreditare, trimise către regele României, Carol al II-lea. În 1932, Turcia devine membră a Ligii Națiunilor Unite, iar ulterior stat fondator al organizației ONU, adoptată în 1939, adoptă în 1949 Declarația Universală a Drepturilor Omului, iar în 1952 este membră fondatoare a Consiliului Europei, aderând în același an la Alianța Nord-Atlantică, NATO, pe care îl știm astăzi. Turcia urmărește să fie un participant activ în politica regională și globală, precum și în cadrul organizațiilor internaționale. Manifestă un interes pentru evoluțiile din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, regiunea Caucazului, zona Mării Negre, inclusiv prin intermediul OCMN-ului, Balcanii de Vest, și Turcia este și membru OSCE, NATO, OCD și G20. Cu ocazia vizitei de stat în Republica Turcia a președintelui României Traian Băsescu în 2011, a fost semnat parteneriatul strategic între România și Republica Turcia. Decizia de ridicare a relațiilor bilaterale româno-turce la nivelul de parteneriat strategic a avut la bază relațiile bilaterale foarte bune, nivelul dialogului politic, precum și interesele comune ale celor două țări în plan bilateral, regional și internațional. Acesta a fost completat în 2013 cu un plan de acțiune. Relația bilaterală pe dimensiunea economică și comercială este consistentă, Turcia fiind primul partener extraeuropean al României. Dialogul politic bilateral se menține activ la toate nivelurile, atât guvernamental cât și parlamentar, fiind extins și în formatul trilateral alături de Polonia. Turcia, spunea doamna ambasador Füsun Aramaz, este cel mai mare donator umanitar din lume și cea mai generoasă țară raportată la cheltuielile umanitare pe cap de locuitor. Potrivit înaltului comisariat ONU pentru refugiați, Turcia găzduiește cel mai mare număr de persoane refugiate. Trebuie să vă mai arătăm și niște imagini din arhivele Ministerului de Externe, care subliniază un moment foarte important, și anume cel al încercării celor două personalități ale vremii, Mustafa Kemal Atatürk și Nicolae Titulescu, să realizeze Antanta Balcanică. În 1934, când la conducerea Turciei se afla Kemal Atatürk, împreună cu Iugoslavia, cu România, cu Grecia, au constituit Pactul Înțelegerii Balcanice, iar la un an după ce ministrul
de externe Titulescu și ministrul turc de externe Tevfik Rushdie au semnat la Ankara tratatul de prietenie, neagresiune, arbitraj și conciliere dintre România și Republica Turcia. Vreau să vă spun că acest tratat este valabil și astăzi, pentru că este un tratat semnat fără o dată de final. Această tradiție s-a reflectat și a influențat relansarea raporturilor dintre România și Turcia după 1989, care au cunoscut o dezvoltare permanentă. O să vedeți în imagini delegațiile care au participat la Pactul Balcanic, la semnarea acestui Pact Balcanic, atât în Turcia, cât și la București. Este foarte important că atunci când s-a hotărât să se semneze acest pact balcanic, care era ca o protecție și ca o a țărilor din Balcani, dar și ca un pod de relații economice, de dezvoltare, de prietenie între cele două țări, între cele patru țări, din păcate, acesta nu s-a putut finaliza, deoarece atât Germania cât și Italia nu-i convenea acest pact. Le dădea planul peste cap. După cum știți, era și perioada când se pregătea un al doilea război mondial și realizarea unui astfel ar fi fost o piedică în realizarea unui început de război mondial, care a costat viețile atâtor mii și mii de oameni. Dar tot atunci când s-a semnat acest pact, s-a convenit să apară și din punct de un timbru comemorativ în care se regăseau stemele celor patru țări din Balcani care și-au pus semnătura pe acest document. Este un moment crucial pentru că cei doi oameni de stat, Mustafa Kemal Atatürk, cât și Nicolae Tetulescu, buni prieteni, au încercat din toate puterile să realizeze acest vis. Dar, din păcate, el nu este realizabil. După proclamarea Republicii Turcia, relațiile turco-române s-au dezvoltat într-un cadru complet nou. Pentru că de data aceasta, între România și Turcia modernă, condusă de Mustafa Kemal Atatürk, a început o nouă apropiere. Ca urmare, în 1924, Cevat Bey a fost numit primul ambasador al Republicii Turcia la București, iar România și-a trimis în calitate de ambasador la Ankara pe George Filati Teli. Proclamarea Republicii Turcia a stârnit interesul poporului român ca și al presei române din acea vreme. În egală măsură, relațiile dintre cele două țări au fost înserate cu viu interes și în preța turcă. Unul dintre motivele prieteniei dintre cele două state și asigurarea unor bune relații de vecinătate era
și prezența comunității turce din România. În ziarul Iqdam, la 2 mai 1923, se menționa printre altele: statul român aplică o politică dreaptă și corectă față de consanguinii noștri turci, ceea ce face ca și relațiile dintre țările noastre să fie mai cordiale și mai strânse, spunea Mustafa Kemal Atatürk la tribuna Parlamentului Turc. Este imperios necesar să ne respectăm reciproc. Doar așa putem păstra o relație de prietenie în Balcan. Ne dorim cu sinceritate să reînnoim și să îmbunătățim relațiile oficiale cu țările vecine cât mai curând posibil și să deschidem noi consulate și ambasade. La cea de-a doua conferință balcanică din 1931, Mustafa Kemal Atatürk spunea: astăzi în Balcani există state independente precum Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și Turcia. Putem spune că și Republica Turcia s-a născut în ultima sută de ani pe ruinele Imperiului Otoman și fără îndoială toate statele din Balcan pot forma un tot binevenit pentru dezvoltarea omenirii și civilizației moderne. În 1928 și 1934, relațiile turco-române s-au extins și a dat posibilitate semnării Alianței de Securitate și Afaceri Internaționale Româno-Turce și al Pactului Balcanic, Acordului Balcanic. La dineul oferit de ministrul Tefică Rușdu, premierul de atunci, cu prilejul vizitei lui Nicolae Titulescu, spunea: excelență și stimate prieteni, suntem încântați să vă avem astăzi oaspetele nostru. Considerăm că această întâlnire va fi un pas important în consolidarea păcii, nu numai pentru cele două popoare, ci și pentru întreaga lume. Această întâlnire va aduce contribuție majoră în acest sens. De asemenea, în discursul său, Tefik Rushdie mai consemna: nu putem să trecem cu vederea și să nu simțim cu sinceritate cum abordați lupta pentru pace în lume, lupta comună pe care o exercită atât România cât și Turcia. Cu această ocazie doresc să-mi arăt respectele mele și înalta considerație pentru dumneavoastră pe arena internațională. Prezența dumneavoastră la sediul central administrativ al Turciei este o dovadă a prieteniei trainice turco-române și ridic paharul în cinstea majestății sale, Carol al II-lea, regele României, înaltelor personalități și neprețuitei doamne Titulescu, care din motive de sănătate lipsește astăzi, față de care ne arătăm compasiunea. Și nu în ultimul rând, pentru bunăstarea nobilei națiuni române. În încheiere, Nicolae Titulescu, în cuvântul său, a ținut să precizeze cele trei caracteristici ale Turciei, ale poporului turc, care dau forță și reflectă o societate nobilă și de bună credință. În încheiere, ministrul de externe român preciza: domnule ministru și stimați deputați, experiența acumulată de cele două țări va permite ca prietenia româno-turcă să se dezvolte într-o atmosferă frecventă și să promoveze prin toate mijloacele ideea de pace între popoare. Turcia, prin poziția sa, mesajele sale, activitatea sa, a reușit să devină un prieten de nădejde și valoros
reușind să câștige pe plan național și internațional o poziție importantă și să aibă un cuvânt decizional în cadrul multor întâlniri de lucru cu celelalte națiuni. Vizita făcută la sediul central al guvernului turc și felul cum am fost primit îmi vor lăsa impresii de neuitat. Cu convingerea și încrederea fermă în prietenia turco-română, ridic paharul în cinstea excelenței sale Gazi Mustafa Pașa, înaltelor personalități și stimatelor lor doamne și nu în ultimul rând bunăstării nobilei națiuni turce. Mustafa Kemal Atatürk împreună cu Nicolae Titulescu au jucat un rol important în demersurile realizării Antantei Balcanice, o politică inteligentă care nu permitea discordie între cele patru state. Germania și Italia, așa cum am mai spus, nu s-au bucurat de acest demers și vom vedea cum visul realizării Antantei Balcanice se va nărui. Într-un discurs susținut cu prilejul Tratatului Balcanic în 1935, Nicolae Titulescu îl făcea următoarea afirmație. Strâmtorile sunt sufletul, inima Turciei, dar în același timp și plămânii României. Și dacă același perimetru geografic pentru o țară este inima și pentru cealaltă plămânul, înseamnă că aici se poate realiza cel mai ușor o cooperare politică și apropiere cât mai mare a celor două popoare. La această conferință, răspunsul lui Mustafa Kemal, acest geniu care a întinerit națiunea turcă ducând-o spre cel mai înalt vârf al civilizației, eliberând oamenii din întuneric, spunea: Turcia, alianța cu România, este pentru Turcia un motiv de continuă satisfacție. Declar și voi declara întotdeauna și voi rămâne fidel cuvintelor mele că puterea României ne este scumpă ca propria noastră putere. Mai presus de pacte stă sentimentul care ne unește. Într-o întâlnire cu reprezentanții guvernului României în 1936, Atatürk spunea: omul de stat nu trebuie să se lase amețit de succesul pe care îl obține în acțiunea sa, deoarece adeseori succesul dă omului o vanitate ucigătoare care înlocuiește răspunderea și pereclitează deci nu numai situația personală a conducătorului, dar și dezvoltarea națiunii. Omul care deține destinele unei națiuni trebuie să vibreze la oaltă cu tot poporul său și mai cu seamă să-i vorbească sincer, să poată îndrepta pe cei greșiți, dar să știe de asemenea să se îndrepte el însuși, pentru că numai în condițiile acestea va putea cere jertfă de la națiunea sa. Dimpotrivă, să ne străduim pentru fericirea generațiilor viitoare, căci acesta este singurul element care pune oamenii de stat mai presus de oamenii lor. Filozofia aceasta este însă adevărată și pentru omul de stat, ca și pentru cel mai modest locuitor al țării. De asemenea, însuși națiunile trebuie să lucreze în întregimea lor pentru generațiile care vor urma și în același timp pentru celelalte națiuni, deoarece toată lumea este legată astăzi prin infinite legături care nu numai că vor slăbi, dar vor fi în continuu progres. Toți știm astăzi că orice atingere făcută chiar la periferia unui organism unitar, care este lumea actuală
se răsfrânge asupra întregului corp. El a eternizat acest pact punct de vedere cu motoul său celebru, pace în țară, pace în lume. În anul 1900, Mustafa Kemal Atatürk a mulțumit totdeauna României pentru prietenia și încrederea reciprocă. În sprijinul care se pe scena mondială și politică și diplomatică, Atatürk a jucat un rol destul de important. El aprecia spațiul, era apreciat în spațiul public ori de câte ori era găsită o bună ocazie. Datorită cutremurului care a avut loc la Erzincan în 1938, guvernul român a fost alături de Turcia prin trimiterea de cherestea necesară refacerii locuințelor. De asemenea, comunitatea turcă din România a organizat campanii pentru a ajuta la dezastrul din Erzincan, așa cum se observă în ziarele vremii, care specifică cu exactitate ajutorul dat de fiecare. O evoluție importantă în istoria Dobrogei este acordul de la Craiova din 1940. Prin acest acord, România părăsea sudul Bulgariei, astfel Silistra, Hagioulu, Pazargyk, Caliacra, Balcic rămăseseră Bulgariei. În toamna anului 1938, Atatürk era de așteptat să viziteze România pentru a apropia și mai mult relațiile dintre cele două țări. Rapiditatea cu care se desfășoară evenimentele internaționale devine din ce în ce mai periculoasă și îngrijorătoare, iar acest lucru pune în pericol pacea, dar prietenia noastră fidelă și sinceră va rămâne veșnic, spunea Mustafa Kemal Atatürk. Din cauza bolii însă, acesta nu a putut veni și la 10 noiembrie 1938 a trecut în eternitate. Moartea lui Atatürk a produs o inegalabilă durere Turciei, dar marile realizări, reformele și principiile sale de conducător a revoluționat Turcia, arătând lumii o națiune nouă și puternică. Reformele sale făcute cu seriozitate și migală, chiar și cele mai radicale, au fost făcute cu căldură și rapide, fără nicio suspiciune, nicio negociere sau aprobare. Națiunea turcă a salutat toate reformele sale cu toată prezența sa. Dintre toți mari oameni ai zilei, Kemal Atatürk a avut o poziție excepțională, care nu mai trăiește și nu mai este prezent printre oameni, dar dragostea poporului arată că Mustafa Kemal Atatürk a rămas în sufletele lor, că a fost un om complet în virtuțele spiritului națiunii sale. Străinii care au avut onoarea de a vorbi cu el, mai ales jurnaliștii, au văzut în el simplitate, transparență în negocieri, au avut ocazia să vadă un om nou, modern și practic, completată cu iubire nemăsurată pentru națiunea turcă și un prieten sincer și loial al României și implicit al Balcanilor. O să mă întrebați de ce îl iubesc pe Atatürk? Pentru că atât perioada Imperiului Otoman, cât și perioada republicană, fac parte din istoria unei națiuni ce nu trebuie neglijată. Dar reformele pe care le-a adus, principiile lui Mustafa Kemal Atatürk față de arena
în arena internațională mă face să simt un mare respect, un mare devotament pentru acest om de stat, om militar, om politic. Dacă voi fi întrebată de ce îl iubesc pe Atatürk, voi răspunde fără șovăire. Îl iubesc pentru că nu a fost totalitar ca un fascist și nici cu sufletul întunecat ca un comunist. Îl iubesc pentru că nu s-a înnecat în ignoranță și a scos națiunea turcă din întuneric la lumina învățăturii. Îl iubesc pentru că niciodată nu și-a vândut țara și nici nu s-a vândut străinilor. Îl iubesc pentru că alături de tovarășii săi de luptă a eliberat țara de dușman cu toate greutățile prin care trecea poporul. Caut să înțeleg mai bine valoarea acelor zile și mai ales cât de valoroasă este pacea, libertatea și independența. Ce ne rămâne? Rămâne doar atât. Să-i urmăm principiile, să ne iubim, să fim uniți ca patria, fie ea România, fie ea Turcia, să fie unită, unite și indezirabile, folosind dictonul lui Atatürk, pace în țară, pace în lume. Îl iubesc pentru că a văzut marea familie a lumii turce și a militat pentru unitatea ei. Deviza noastră a tinerilor din România, a comunității turce din România, a comunității tătarelor turci din România, a comunităților turcilor investitori din România, este pacea. Când am tradus marea cuvântare a lui Mustafa Kemal Atatürk, l-am înțeles mult mai bine. Doar citind această lucrare maraton, care a ținut 36 de ore, veți putea înțelege mai bine personalitatea acestui mare lider, om de stat, diplomat și militar, Mustafa Kemal Atatürk. Îmi plec fruntea cu pioșenie în fața acestui om mare, în fața tovarășilor săi de luptă, în fața celor căzuți la datorie și doresc Republicii Turcia o viață lungă, cu prosperitate, la fel și poporului turc, sănătate, pace și bună conviețuire. Fie ca cele două popoare să se iubească. Atatürk s-a gândit totdeauna cum să facă ca aceste țări, aceste popoare din Balcan să nu fie dezbinate și să se apropie tot mai mult între ele. Și s-a hotărât ca în anul 1936, în luna septembrie, să organizeze primul festival, primul festival care de cântec și dans popular, care să reunească toate țările din Balcani. Și în seara, când pe data între 2 și 3 septembrie a avut loc acest festival, la care au participat toate țările din Balcan și, bineînțeles, și România, în seara aceea, la miezul nopții, acolo unde erau găzduiți toți la Palatul Beylerbey, Mustafa Kemal Atatürk a mers în mijlocul lor, le-a ascultat cântecele, a dansat împreună, s-a încins la hor împreună cu ei și declara unui prieten: ce frumoasă este noaptea aceasta! Parcă e sufletul acestor oameni care parcă sunt deosebiți, dar uite-te, în cântecele lor și în dansurile lor se vede bătaia unei singure inimi. Doar cultura este cea care unește popoarele. Nu știu dacă ei vor simți, poate fiecare simte
altfel această seară. Dar indiferent cum ar simți, vraja ei se răsfrânge asupra lor în aceste dansuri, în hora aceasta atât de frumoasă, care unește, în care s-au prins de mână toți din toate cele patru țări în același sentiment de prietenie. De aceea cultura trebuie susținută cât se poate de mult, pentru că numai ea poate să unească sufletele oamenilor, poate să facă să ne cunoaștem mai bine, să fim în bună înțelegere, într-o conviețuire pașnică, și doar așa putem înțelege că suntem creația unei singure divinități. În această emisiune o să vă prezentăm și câteva aspecte din activitatea comunității noastre și de la Galați, și de la Brăila, și de la Uniunea Turcă din Constanța, cum sărbătoresc aspecte din simpozioanele, conferințele pe care le-au desfășurat de-a lungul timpului atunci când a fost ziua Republicii Turcia. Trebuie să vă spun că prima dată ziua Republicii Turcia a fost sărbătorită după 1990, a fost sărbătorită la Galați în anul 1993 la Muzeul de Istorie, o expoziție deosebit de frumoasă care a ținut o lună de zile și a fost vizitată de toți, de foarte mulți vizitatori și în special elevii de liceu. La finalul acestei emisiuni vă lăsăm în compania celor doi copilași ai comunității noastre, Bilictan Timucin și Bilictan Melec, urmat de un purpuriu de dansuri din șapte zone, specifice celor șapte zone din Turcia. Cumhuriyet. 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. Ulus özgür sesini tüm dünyaya duyurdu. Cumhuriyet bizleri Armandır Ata'dan, egemenlik sesleri yükseldi Ankara'dan. Al bayramım göklerde övünçle dalgalanır. Cumhuriyet bayramı hep kuvançla kutlanır. Türkiye'miz kokar burcu burcu güller, öter dalarda bülbüller, açar menekşe sümbüller, ne güzeldir Türkiye'miz. Surular yayılı kıra, dalar uzar sıra sıra, sular can verir çayıra, ne güzeldir Türkiye'miz. Thank you.
La revedere cu multe, cu multe zile frumoase, o seară liniștită. Jumuriet bayramımız kutlu olsun, nice bayramlara.